toți DJ-ii care pun muzică la Mamaia anul ăsta să pună piesa asta de cât mai multe ori. Băieți, încă o dată felicitări Neața. Pentru Neața, ce ați reușit. Mulțumim. Mi se pare o operă de artă, începând cu Rama. Rama este cel mai bun vers de parodie al anului, Tatuaj cu Dumnezeu. Mi se pare, da? Asta este vârful. Mai sus nu se poate. Așa ne-am gândit și noi. Și pe noi ne-am amuzat foarte tare când ne-a venit ideea să o scriem, pentru că încercam la un moment dat să facem un pec al băiatului Maluma, să facem șapă cu Maluma și ne-am blocat la Tatuajul cu Dumnezeu, cum arată Dumnezeu. Da, chiar. Asta e. Cum arată? Maluma starter pack. Maluma starter pack. Foarte bună. Foarte bună. Mulțumim. Piesa. Nu vă mai laud că v-am lăudat destul. Sper că aveți o vară plină și că faceți treabă. Exact. Exact. Filmări, concerte, filmări și okay. Distracții, prieteni, festivaluri. Da. Vedeți? Asta e diferența. În primul an când ne-am cunoscut, a zis: "Bă, nu, n-am venit să muncim, n-am venit să ne distrăm, gagici, gagici." Și băutură. Și acum nu mai filmări. Treaba voastră. Treaba voastră o să o luați pe urmele lui Răzvan. Treaba voastră. Eu zic să păstrăm lucrurile liber. Avem un joc pentru voi în câteva minute de acum. Ok. Nu știu dacă... Ne plac jocurile voastre. Da. Sper să nu vă doară treaba voastră. Nu ne mai plac jocurile voastre. Băieții pot fi urmăriți cu ușurință, ei sunt foarte vizibili online, să știți că filmează și toate prostiile pe care le fac, numai lucrurile inteligente. Vă rog să le dați un subscribe, le folosește foarte mult, având în vedere că ei nu câștigă bani din ce câștigăm noi, ei creează content pe cealaltă parte, sunt alături de ei, hai să le mărim salariile. Ce frumos! Bine frumos zis! De spune Dani, bă! Mă simțeam la Teledon! Votați Dani președinte!